Ești credincios să mai citim un capitol din Învățăturile Sfântului Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău. Am ajuns la capitolul 18. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău. O lume mai bună. Dumnezeu este marele bogat care joacă în această lume rolul marelui sărac. El îngăduie tuturor făpturilor sale să se îmbogățească cu ceea ce vor și astfel să pară mai bogate decât el. Însă oamenii duhovnicești, al căror duh este treaz spre vederea lumilor înalte și mai bune, se simt săraci cu toată bogăția acestei lumi. Știu fără îndoială că ei așteaptă o bogăție mai de preț și mai trainică în acele lumi mai înalte și mai bune. Unde Dumnezeu se vădește a fi Maritorul este atât de milostiv și de iubitor de oameni, încât dacă n-ar fi zidit dintr-un început o lume mai bună decât aceasta, ar fi zidit-o acum din pricina dorinței fierbinți a milioanelor de făpturi omenești care au plătit și plătesc prețul acestei lumi. Iar duhurile cele mai înalte, cei mai înflăcărați iubitori de Dumnezeu, nu râmnesc după nicio altă lume zidită, ci după Cel ce zidește lumele, adică după Dumnezeu. Cultivați nemurirea. Cultivați, fiilor, nemurirea din voi înșivă, deoarece nemurirea nu este ceva ce va veni, ci este neîncetat în noi și la sfârșit va ieși la lumina zilei în toată frumusețea ei. Moartea va veni să nimicească nu nemurirea noastră, ci ceea ce este muritor în noi. Moartea necontenit gâtuie ce este muritor în noi până ce izbutește să-l înăbușească de plin. Nemurirea înviază necontenind nemurirea din noi, după ce izbutește să o învie de plin. Moartea are putere asupra ceea ce este al ei în noi. Nemurirea asupra ceea ce este al ei, adică ceea ce este nemuritor în noi. Nicio parte a ființei și a vieții nemuritoare din noi nu se supune vreodată morții, fiindcă și viața noastră, ființa și viața noastră nu sunt supuse morții, însă ele ne pot fi luate dacă le purtăm cu nevrednicie, așa cum apa trece prin dealul de calcar, neputând rămâne acolo. De aceea cultivați, fiilor, cu mare luare aminte, nemurirea din voi și bucurați-vă. Încă o clipă sau două și veți afla și vă veți afla în veșnica și dulcea sa grijă. Înflăcărare și fanatism. Înflăcărare este foc, dar și fanatismul este foc. Însă cea din tâi este un foc fără fum, iar al doilea este un foc fumegător. Înflăcărarea înseamnă omul întreg, adunat și pornit la drum, fără a privi înapoi. Când mintea judecă, inima îndrăgește și sufletul vrea, atunci omul se întregește și cu puteri adunate pornește la fapte mari. Un astfel de om adunat și întregit este o mare putere în această lume, chiar mai mare decât crede el însuși. Înflăcărarea este iubitoare de oameni. Când în înflăcărarea unui om se ascunde ura împotriva unora, aceasta nu mai este înflăcărare, ci fanatism. Când se arde primăvara o grămadă de gunoi, de dedesubt se ivesc șerpii deșteptați. Așa este și fanatismul. Înflăcărarea este întotdeauna o putere care zidește și făurește. Toate marile organizații sociale, toată marea artă, toată poezia înaltă, toate mișcările pur omenești
și aducătoare de izbăvire, toate sunt făurite cu însuflețire. Niciodată nu trebuie uitat că nu poate fi înflăcărare fără iubire de oameni. Fanatismul se arată în întreaga lui putere în trei cazuri: în politica de partid, în revoluții și în războaie. Cum se deosebește ziua de noapte, așa se deosebește înflăcărarea de fanatism. Cea din tâi este cârmuită de dragoste și zidește. Al doilea este cârmuit de ură și dărâmă. Cea din tâi este sobornicească a toată lumea. Al doilea, fanatismul este exclusivist și sectar. Unui fanatic îi lipsește întotdeauna ceva, când mintea, când inima. Înflăcăratul este întotdeauna om întreg. Ia seama, suflete, să nu te stilbești în înflăcărarea ta și să nu se preschimbe înflăcărarea ta în fanatism. Când vorbește biserica, când toți vorbesc, biserica nu poate da cuvânt. Când soarta se încruntă, au amuțin toate limbile, atunci biserica ia cuvântul. Atunci numai singură biserica poate să vorbească și îndrăznește să o facă. Credința în viață. Zi de zi, oamenii trăiesc și comunică între ei mai mult prin credință decât prin orice altceva. La restaurant, omul ia masa cu credința că în mâncare nu se află o travă. Doarme naștenul cu credința că sub pernă nu se află scorpioni. Primește banii la piață cu credința că nu sunt falși. Cumpără chibrituri de la băcănie cu credința că nu sunt umele. Plătește șareta cu credință că birjarul va duce acolo unde trebuie. Călătorește pe calea ferată cu credința că mecanicul este întreg la minte și nu se gândește la sinucidere. Țăranul seamănă greu cu credința că sămânța va încolți. Ciobanul își mă turma la pășune cu credință că iarba nu s-a uscat peste noapte. Femeia se grăbește cu ulciorul la izvor cu credința că din el încă curge apă. Școala dăinuiește pe temelia credinței învățăcelului în învățător. Statul dăinuiește pe temelia credinței cetățeanului în cetățean și în autoritate. Căsătoria dăinuiește pe temelia credinței și bunăvoire amândurora părțile. Prietenia dăinuiește pe temelia credinței în sinceritatea amândurora părțile. Peste jumătate din viața noastră pământească, din comunicarea cu oamenii și cu natura, este întemeiată pe credință. Jumătate din cunoașterea noastră cea bună este credință curată. Libertatea. Dacă dorești libertatea, încearcă mai întâi să te derobești pe tine însuți. Dacă pentru cunoaștere legea cea de căpătâi cunoaște-te pe tine însuți, atunci pentru morală legea cea de căpătâi este dezrobește-te pe tine însuți. Dacă vrei să ajungi la libertate prin revoluție, pornește mai întâi o revoluție împotriva ta însuți și te vei încredința că toate celelalte revoluții sunt de prisos. Dacă vrei să ajungi la libertate prin război, pornește mai întâi război împotriva ta însuți. Și dacă vei duce acest război la bun sfârșit, te vei încredința că orice alt război sau toate celelalte războaie sunt de prisos. Zici, nu e așa că dorești libertatea, atunci trebuie să stai alături de Dumnezeu, împotriva ta însuși și împotriva lumii. Mai întâi împotriva ta, de vreme ce în tine se află cel mai însemnat câmp de luptă împotriva lumii. Dacă vrei să-i birui lumea aici, în tine însuți, pe cel mai important câmp de luptă, atunci ai biruit în toate fronturile. Iar dacă o biruiești pe toate fronturile, fără să o biruiești în tine însuți, ea va rămâne neînfrântă în cea mai însemnată cetatea sa. Dacă nu te biruiești pe tine însuți cu toate celelalte străduințe ale tale,
Nu vei reuși decât să sari dintr-o temniță în alta și dintr-o colivie într alta. Nici libertatea socială, nici libertatea națională, nici libertatea statală, nici libertatea internațională, fără libertate de sine, nu sunt nimic altceva decât numele amăgirii, amăgitoare și mincinoase, ale feluriturilor temnițe, ale feluriturilor colivii. Dezrobește-te pe tine însuți și vei fi afară de toate temnițele și coliviile. Când cel închis vrea să fugă din temniță, nu se trudește să dărâme mai întâi zidurile din jurul închisorii, ci zidul propriei sale celule. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.